Republica Moldova a semnat o serie de memorandumuri care ne va permite accesarea mai multor împrumuturi și granturi. Banii vor fi utilizați pentru investiții în eficiența energetică, mediu și gestionarea crizei gazelor în Republica Moldova. Cele 5 acorduri au fost semnate în cadrul platformei pentru sprijin de către Ministerul Energiei, Finanțelor și Mediului cu mai multe instituții financiare europene. 3 din cele 5 acorduri au fost semnate de către ministrul energiei Victor Parlicov cu responsabilii de la mai multe instituții europene. Banii vor fi investiți în domeniul energetic. Primul, cel mai simplu, este o nouă linie de creditare pentru achiziția de gaze, care vine cu un element de grant din partea guvernului Norvegiei, deci Nansen, programul Nansen. Asta e creditul cu BERT, 165 de milioane credit de la BERT și 35 de milioane grant de la norvegieni. Victor Parlicov a semnat un alt memorandum care vizează extinderea cooperării în domeniul eficienței energetice a clădirilor publice. Contractul cu AFD, deci Agenția Franceză de Dezvoltare, și banca KfW germană, care vin cu din două surse diferite pentru aceeași destinație. AFD vine cu un credit de vreo 30 de milioane de euro și banca germană vine cu un grant de 38 milioane de euro. Un alt memorandum semnat cu Banca Europeană pentru Investiții cu Guvernul Republicii Moldova urmărește inclusiv fortificarea sectorului energetic. Ministrul Victor Parlicov susține că Republica Moldova va beneficia de aproximativ 15 milioane euro de la BI. Iar ministrul Finanțelor Petru Rotaru a semnat un memorandum cu ministra de Externe a Franței, Catherine Colonna. Rotaru susține că banii sunt destinați pentru accelerarea reformelor și vor putea fi debursați treptat odată cu îndeplinirea condiționalităților. Vor fi diferite instrumente de finanțare. Avem suport bugetar direct, 40 de milioane de euro, și avem suport finanțat, să spunem, punctat. Vorbim de 140 de milioane de euro. În total vorbim de suport bugetar 40 de milioane și pe segmente țintite încă 100 de milioane de euro. Un alt acord de împrumut în valoare de 40 de milioane de euro a fost semnat și cu Ministerul Mediului. Acest memorandum ne permite, la momentul de față, să începem să pregătim acele condiționalități care sunt prevăzute, și în special realizarea reformei în domeniul silvic, realizarea reformelor în domeniul cadrului normativ. Vorbim despre 40 de milioane de euro. Împrumut. Împrumut. Și grant de 1 milion 200 de euro. În cadrul celor 3 ediții anterioare care s-au desfășurat în Germania, România și Franța, partenerii de dezvoltare au enunțat pentru Republica Moldova angajamente financiare și umanitare în valoare echivalentă, în jur de 1,4 miliarde de euro. La sfârșitul anului trecut, țara noastră a recepționat peste 420 de milioane de euro care au fost transferate în bugetul de stat.